Ochii mei au căzut pe o mire și o mireasă, o mireasă care de 100 de ani așteaptă ziua anunții. Așa mi-a spus ea gura ei. Și mi-am adus aminte că de joia aceasta începem consilierea premaritală, 5 săptămâni care urmează. Deci toți cei care ați dorit să vă căsătoriți, aveți de gând să vă căsătoriți, sunteți bineveniți. Și ne întâlnim joi la ora 7, ca să aveți timp să vă terminați programele. De la 7 la 9 voi fi împreună cu soția, cu Nora, și o să vă cântăm o cântare. Nu. O să încercăm să vedem care sunt întrebările voastre, să ne bucurăm împreună de adevărul Cuvântului Lui Dumnezeu. Suntem în Ezra, capitolul 3, și primul cuvânt din fraza dinaintea dumneavoastră este refacerea relației. Dragii mei, o relație trebuie refăcută când a fost ruptă, când s-a stricat ceva în ea. Și nu-i totuna să faci o relație sau să refaci o relație. De obicei, e mai ușor să o faci decât să o refaci. Asta o știm din viața de fiecare zi. Dar așa este și în relația cu Dumnezeu. Păcatul este cel care rupe relația. Și păcatul l-a făcut pe Dumnezeu să-i alunge din fața lui în robia babiloniană 70 de ani să slujească dumnezeilor străini. Dar a venit momentul în care, prin harul lui, Dumnezeu îi cheamă înapoi, trezind Duhul lui Cir, ca să refacă relația cu el. Dar o relație trebuie întotdeauna refăcută la altar. Pentru noi, la crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo trebuie să încep când relația a fost frântă. Dar să știți că o relație nu poate fi lăsată la altar, trebuie dusă mai departe, pentru că Dumnezeu are un plan. Nu te cheamă înapoi în relație doar ca să ai relația refăcută, ci ca să te poate folosi în planul său. Aș începe cu o paralelă între două cărți, cartea Exod, care am studiat-o mai de mult, și cartea Ezra, în care ne aflăm acum. În cartea Exod se inițiază, se face o relație. În cartea Ezra se reface o relație. Atunci când se inițiază o relație, ingredientele sunt acestea și în această ordine, o vedeți înaintea dumneavoastră. În primul rând, este nevoie de răscumpărarea prin spălarea în sângele mielului pascal. Doar într-o inimă curată poate coborî Duhul Sfânt și doar Duhul Sfânt îmi dă puterea ascultării de legea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu trebuie să înceapă prin spălarea inimii noastre, prin răscumpărarea noastră pe un preț pe care noi nu-l putem plăti. Dacă am călcat legea, Dumnezeu a adăugat de bunăvoie și nesilit de nimeni cortul întâlnirii sau templul. Acolo în templu este altarul și marele preot, jertfa și garantul legământului. Și în felul acesta suntem readuși în spațiul legii, în spațiul ascultării de Dumnezeu. În cartea Ezra este o mică diferență. Dacă citesc cartea și las capitolele așa cum sunt, văd că în primul rând vine altarul și temelia templului. Și abia mult mai târziu, în capitolul 7, vine Ezra cu legea. Cu alte cuvinte, în cartea Ezra, lucrurile sunt răsturnate. De ce? Pentru că nu se inițiază o relație, ci se reface o relație. Ca să refaci o relație, mai întâi Dumnezeu trebuie să miște istoria, să te răscumpere din robia babiloniană, să trezească Duhul lui Cir, să te aducă înapoi în locul în care vor trebui continuate planurile lui. Primul lucru pe care ei îl fac este în mijlocul dărâmăturilor, după ce și-au lăsat geamantanele, valizele, poate încă nedesfăcute, nearanjate, pentru că casele le erau dărâmate de 70 de ani, primul lucru este să rezidească altarul. Ezra, capitolul 3, primele versete. Când a venit luna 6-a, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un om la Ierusalim. Iosua, fiul lui Iotsadac, cu frații săi, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul, altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă arderi de tot și jertfe pe el, după cum este scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că aveau să se teamă de popoarele țării. Și-au adus arderi de tot Domnului, arderi de tot de dimineață și de seara. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, care se ținea în ziua 15-a a lunii a 7-a. Cum este scris, și-au adus zi după zi, arderi de tot, după numărul lor pentru fiecare zi. După ce au adus arderea de tot de curmate, arderea de tot pentru luna nouă, arderea de tot pentru sărbătorile închinate Domnului, afară de toate darurile de bunăvoie pe care le aduceau copiii lui Israel,
din cea dintâi zi a lunii a șaptea, de acolo încolo, dragii mei, n-au lipsit jertfele de pe altar. Însă versetul 6 se termină cu o notă sumbră. Însă temeliile templului Domnului nu erau puse. Au făcut un lucru bun. Au refăcut relația de acolo unde trebuie ea începută, de la altar. Dar deși refacerea relației cu Dumnezeu începe de la altar, ea nu poate fi oprită acolo. Trebuie dusă mai departe în termenii fixați de Dumnezeu. Priviți o clipă imaginea cortului întâlnirii. Când intrai în spațiul cortului sau în spațiul templului, primul lucru de care te lovea era altarul arderilor de tot, altarul de aramă. Acolo erau aduse toate jertfele. Acolo trebuia să te oprești în nordul altarului, să aștepți mijlocirea unui preot. Dar observați, templul nu se reduce la altar. Dincolo de altar este ligianul, apoi este templul propriu-zis cu cele două încăperi ale lui, sfânta cu cele trei obiecte și sfânta sfintelor, care e locul scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu știu de ce au crezut ei că îl pot mulțumi pe Dumnezeu ridicând în mijlocul dărâmăturilor doar altarul. Este superb versetul întâi. Observați câtă nădejde îți inspiră când îl citești. Când a venit luna șaptea, una din lunile importante pentru evrei, acolo aveau cele mai mari sărbători, luna nouă, ziua ispășirii, sărbătoarea corturilor. Când a venit luna șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Au așezat din nou altarul pe temeriile lui, măcar că aveau să se teamă de popoarele țării. Și-au adus arder de tot Dumnezeului lor, arder de tot de dimineața și de seara. Luna șaptea este spre sfârșitul anului. A venit toamna, iarna, au lăsat lucrurile așa, dar în anul următor, Duhul lor era încă trezit și au așezat temeliile templului. Și dacă citiți textul mai departe, veți vedea bucuria extraordinară. Zorobabel, Iosua, preoții, leviții, tot poporul, bătrânii s-au apucat și au așezat temeliile templului. Preoții erau îmbrăcați în haine albe, cu trâmbițele în mână. Bătrânii plângeau. Plângeau pentru că vedeau diferența între templul pe care îl porneau acum și templul pe care îl văzuseră, templul lui Solomon, care fusese dărâmat. Tinerii care nu cunoșteau lucrul acesta chiuiau în prezența lui Dumnezeu. Era o bucurie incredibilă. Te aștepta ca nimeni și nimic să nu mai poată opri lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Numeri capitolul 9 și capitolul 10. Dumnezeu le poruncește, după ce au stat 2 ani la Sinai, faceți-vă niște trâmbițe de argint. Și când încep să sune trâmbițele, poporul se încolonează și pornește spre țara promisă. Și îl văd pe Moise venind la Hobab și spune: Hobab, vină cu noi și să vom face parte de binele pe care l-a promis Domnul că îl va face. Hobab se uită la el și zice: mă întorc în țara mea, parcă știa ce urmează. Dragii mei, cine ar fi crezut că s-ar putea opri acest marș spre țara promisă, că nisipurile pustiei vor îngropa o generație întreagă? Cine ar fi crezut? La fel cum s-a întâmplat în Numeri, s-a întâmplat și aici, dragii mei. În anul al doilea au pus temeliile templului, dar în timp ce puneau temeliile, au venit popoarele țării și au zis: lăsați-ne să zidim și noi cu voi. Pe ce e rău în asta? Să vină să pună mâna ajutor, mai ales la cărat bolovanii și l-a pus temelia. Ei au zis: nu. Noi vom zidi templul Dumnezeului nostru. Știți ce s-a întâmplat? Versetul 4 din capitolul 4. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească. Acum, dumneavoastră puteți să veniți să muiați inima mea, dacă eu nu mi-o las înmuiată sau înfricoșată, puteți face ce vreți, da? Dar dacă dorința voastră găsește ușă deschisă în inima mea, atunci nu doar că îmi înmuiați inima sau le-au înmuiat inima, ci inima lor li s-a înmuiat. Inima lor li s-a înfricoșat. Și atunci dușmanii au mers un pas mai departe. Au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să împiedice lucrările, să zădărnicească lucrările. Versetul 24 din capitolul 5. Astfel s-au oprit lucrările la casa lui Dumnezeului lui Israel la Ierusalim și au fost oprite până în anul al doilea al lui Dariu, împăratul Persilor. Poate că nu puteți socoti intervalul. 18 ani
în mijlocul dărâmăturilor, a stat un altar și au stat niște temelii pe care s-a depus mușchiul. Și 18 ani, când stai într-o casă întoarsă pe dos, te obișnuiești cu lucrul ăsta. Și zici, așa o fi normal, da? Așa o fi normal. Dragii mei, în tot acest timp, ce e frumos, sau ce pare să fie frumos, este că n-au lipsit jertfele de pe altar. Vă spun că numai la o sărbătoare, la sărbătoarea corturilor, numărul jertfelor se ridică la aproape 199 de jertfe de diverse feluri. Toate erau la locul lor. Toate erau la locul lor. Aș vrea să priviți imaginea care urmează. L-aveți pe Dumnezeu sus și inima poporului jos și aveți jertfele la mijloc. Sunt două feluri de jertfe în Levitic. În primul rând sunt jertfe pentru Dumnezeu și apoi sunt jertfe pentru noi, pentru oameni. Cu alte cuvinte, Dumnezeu era mulțumit cu jertfa necurmată. Un miel dimineața și un miel seara. Jertfa necurmată asigura prezența lui Dumnezeu în tabără. El n-a cerut mai multe jertfe. Dar atunci ce rost aveau toate celelalte jertfe? Ele nu trebuiau să înduplece inima lui Dumnezeu, ci să schimbe inima închinătorului. Inima închinătorului. 18 ani să nu lipsească nici jertfele la sărbători, dar nici darurile de bunăvoie ale poporului și inima să rămână neschimbată, ăsta este lucrul de speriat pentru mine. Și asta s-a întâmplat, dragii mei. Lucrările au rămas blocate pentru că altarul nu și-a făcut lucrarea în ei. Dar gândiți-vă la zilele noastre. Noi acum suntem într-un fel de ritual religios. Ne-am adunat de peste tot și avem închinare și punem bani în per și auzim lucrări și mergem sâmbătă la Oana și facem tot felul de activități. Întrebarea este în ce fel suntem noi modelați de tot ce facem. Dacă ceea ce facem nu modelează în primul rând inima noastră, viața noastră nu o schimbă. Dragii mei, Dumnezeu nu poate fi mulțumit cu altarul nostru și cu jertfele noastre și cu o temelie pe care nu s-a mai zidit casa pe care el o dorea. 5 categorii de jertfe erau aduse pe altar, de israeliți pentru israeliți. Jertfa necurmată o lăsăm în seama marelui preot pentru Dumnezeu. În primul rând era arderea de tot, împreună cu darul de mâncare. Erau jertfele de mulțumire, jertfele de ispășire și jertfele de vină. Primele 3 erau de bunăvoie, ultimele 2 erau obligatorii. Dar ce trebuia să învețe israelitul când aducea o astfel de jertfă? Dragii mei, arderea de tot înseamnă ardere de tot. Imaginați-vă, iei jertfa, o pui pe altar, după ce ai pregătit-o, faci 2 pași înapoi și te uiți la tine cum arzi de tot înaintea Domnului. Dar de ce stai acolo să asiști la povestea asta? O putea face preotul ca să-ți intre în minte un adevăr. Sunt al Domnului în întregime. M-a cumpărat cu prețul sângelui mielului pascal. Îi aparțin. Sunt în slujba lui ca să împlinesc planurile lui. Sunt al Domnului în întregime. Aparțin lui Dumnezeu în întregime. Dacă îți ieșea bine nunta, Dana, și împreună cu mirele tău aduceai o jertfă de mulțumire Domnului, să presupunem că ești într-o altă epocă, de ce o făceai? Practic, veneai cu o declarație înaintea Domnului, plecai cu inima schimbată. Doamne, depind de tine în toate lucrurile. Iar când păcatul a intrat în viața ta și trebuia să pui pe altar o jertfă pentru păcat de ispășire, trebuia să-ți aduci aminte că lui Dumnezeu îi vei da socoteală pentru toate lucrurile. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Nu poți ascunde nimica. Cu alte cuvinte, evreul venea la altar ca să-și refocalizeze relația pe coordonatele ei cardinale. Și vreau să vă spun, nimic nu s-a schimbat în relația cu Dumnezeu. Aparținem lui Dumnezeu, depindem de Dumnezeu și dăm socoteală lui Dumnezeu. Și atunci, și acum. Nu mai există altare, nu mai există jertfă, dar ieri am avut un curs la Betel cu o școală biblică și unul dintre studenți mă întreabă cum ar fi ca din când în când la cina Domnului să jertfim un miel? Ca să vedem prețul imens pe care l-a plătit Hristos. Zic că ar fi interesant, nu știu exact unde să o facem aici. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu mai are nevoie de jertfe. În schimb, Domnul Iisus, tot sistemul jertfelor l-a pus în rugăciunea Tatăl nostru. Ori de câte ori rostesc această rugăciune, ar trebui să-mi refocalizeze viața, să o readucă pe coordonatele ei cardinale. Aparțin lui Dumnezeu în întregime. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele cui? Numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Dragii mei, și dacă trăiesc pentru a face voia lui Dumnezeu, poate mă întreb, o să am ce mânca? Fii absolut sigur, depind de Dumnezeu în întregime. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și vei spune la bătrânețe cu psalmistul, am fost tânăr, am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Dar vin la altar să mărturisesc păcatele, pentru că știu că voi da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl voi fi rostit. Lui Dumnezeu dau socoteală pentru toate lucrurile. Nu pot trăi viața oricum. Aparțin lui Dumnezeu, depind de Dumnezeu, dau socoteală lui Dumnezeu. Și acum închideți-vă ochii și imaginați-vă timp de 18 ani să nu lipsească pe altar jertfele. Și timp de 18 ani altarul să nu-și poată face lucrarea în închinători. Dacă ei ar fi realizat că aparțin lui Dumnezeu în întregime, dragii mei, cel puțin și-ar fi pus întrebarea, de ce a trezit Domnul Duhului Cir? Un păgân să vină să ne spună că trebuie să zidim casa Domnului? Că ăsta este planul lui Dumnezeu? Și noi de 18 ani să stăm și să zicem, nu a venit încă vremea pentru zidirea casei Domnului. Dragostea de Dumnezeu izgonește frica de oameni. Indiferent ce s-ar întâmpla, dacă stai în planurile lui Dumnezeu, dragii mei, zic oamenii ce-or vrea. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? A învățat Pavel mai târziu, nici moartea, nici sărăcia, nimic nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu. Dar de ce era atât de important pentru Dumnezeu să se continue lucrările? Priviți imaginea din fața voastră. Odată pe an, marele preot intra dincolo de perdea în Sfânta Sfintelor. Era o zi specială, era exact în ziua șaptea. În ziua șaptea când au așezat altarul, adică în luna șaptea. În ziua întâi era luna nouă, în ziua zece ar fi trebuit să fie Yom Kippur, sărbătoarea ispășirii. N-au putut să o serbeze, pentru că nu exista Sfânta Sfintelor, n-avea unde să intre preotul. Când citiți 18 ani mai târziu profeția lui Zaharia, el vede un sul plutind pe deasupra țării și se întreabă, Doamne, ce-o fi sulul ăsta? Sunt păcatele poporului meu. De 18 ani nu s-a făcut ispășirea în țară. De 18 ani nu s-a făcut ispășirea în țară. Dar e mai mult decât atâta, dragii mei. Templul pe care Dumnezeu l-a poruncit să se zidească avea o dimensiune profetică. Spune Evrei, capitolul 8, versetul 4, dacă Domnul Iisus ar fi pe pământ, nici n-ar fi mare preot. Tot ce se întâmpla pe pământ trebuia practic înfăptuit într-un alt templu de către un alt preot cu o jertfă mai bună. Și pentru că această dimensiune profetică trebuia să rămână în istorie, Dumnezeu nu se putea mulțumi cu un măldar de dărâmături, cu un altar superb și cu jertfele așezate pe el. Dumnezeu a pus în mișcare din nou istoria ca să le trezească Duhul adormit. Și o face prin profeții săi. Acum, probabil că mai țineți minte care e rolul profetului în Israel. Aveți înaintea dumneavoastră cartea Exod, cartea pivotare a Vechiului Testament, aici aveți căile Domnului, răscumpărare, lege și cort. Sunt răscumpărat ca să trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Dacă ascultarea s-a frânt, să fie slăvit numele Lui, că mi-a dat altarul și marele preot, jertfa și marele preot, să-mi pot rezolva păcatele. Nu trebuie să umblu cu ele în spinare. Pot să-mi descarc povara, pot să mă reîmpac cu Dumnezeu, pot să-mi continui viața. Dar ce s-a întâmplat dacă am călcat legea și n-am templu, pentru că l-am neglijat și nu l-am zidit? Dumnezeu trimite prorocul. Prorocul este ultima măsură de har când Duhul unui om a adormit și Dumnezeu vrea să-l zgâlție, să-l trezească. Dacă calci în picioare și ultima măsură de har, ușa se închide. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Ăsta e rolul prorocului. Dacă nu te ascultă, ia cu tine doi sau trei și dacă nu ascultă, spune-l bisericii. Dacă nu vrea să ascultă de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Dumnezeu trimite în bătătura lor sau în sufletul lor adormit, în duhul lor adormit, două voci. Vocea lui Hagai, care este un bici. Și vocea lui Zaharia, care este un pic de miere, ca să aline rănile pe care Hagai le-a făcut. Hagai vine înaintea lui Zaharia.
Hagai vine în luna 6-a și din pricina lui, în luna 7-a se repornesc lucrările. Zaharia vine un pic mai târziu, îi vede obosit să nu-i lase, ca să lase lucrarea jos și să continue lucrările. Hagai, capitolul 1, versetul 1. În anul al doilea lui Dariu Medul, sau al lui împăratului Dariu, în ziua 1 a lunii a 6-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel, dar pentru voi, a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu lemn când casa aceasta stă dărâmată? Citiți în continuare profeția lui. Dragii mei, cu usturimea cuvintelor lui, el vine să zgâlție într-un fel pe Zorobabel și pe Iosua, care ar fi trebuit să sune trâmbița, și lucrările repornesc pentru zidirea Domnului, dar peste 18 ani. Dragii mei, când citești această istorie, câteva întrebări se ridică în mintea mea. În ultima instanță, e vorba de împărăția mea sau de împărăția lui? Noi zicem, vie împărăția ta, dar alergăm ca bezmetici de dimineața până seara pentru împărăția noastră. Și dacă l-am putea înhăma pe Dumnezeu la căruța noastră, am face-o cu bucurie. De multe ori facem din el o beată ștampilă pe care o punem pe planurile noastre. Împărăția mea sau împărăția lui? Planurile mele sau planurile lui? Casa mea sau casa lui? Aici aș face o notă. Când vorbesc de casa mea, vorbesc de tavanele acelea de lemn. Vorbesc de persoanele de prin casă, vorbesc de mașinile pe care le conducem, vorbesc despre visurile de a avea apartamentul meu și casa mea, vorbesc de lucrurile astea materiale cu care ne umplem pumnul. Dragii mei, cum se aplică un astfel de text în zilele noastre? În primul rând v-aș aduce aminte de povara care e pe inima lui Dumnezeu. Și ea a rămas aceeași, neschimbată de la facerea lumii până la sfârșitul istoriei și până în eternitate. Apocalipsa se termină cu, iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Așa se termină Apocalipsa, așa se termină istoria. Dragii mei, oare de ce în anul întâi al lui Cir, împăratul Persilor, ca să împlinească cuvântul Domnului rostit prin Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, dar nu la orice fel de acțiuni, ci ca să refacă casa Domnului de la Ierusalim? De ce a dat decretul? De ce le-a dat bani? De ce le-a dat argint? De ce le-a dat aur? De ce a dat porunci pentru degătorii de dincolo de râu? Pentru că Dumnezeu din totdeauna dorește un singur lucru, să aibă o casă, să locuiască în mijlocul poporului său. Când Dumnezeu le-a dat legea în Exod, mai aveți încă imaginea înaintea voastră, l-a chemat pe Moise să-i dea tablele legii pe munte. Nu i-a spus nimica, dar acolo pe munte i-a deschis cerul și i-a arătat o realitate, după care a imprimat în memoria lui planurile cerești. Și el, când a coborât de pe munte, primul lucru care îl cere Dumnezeu, vorbește copiilor lui Israel, Exod 25, să-mi facă un locaș sfânt și voi locui în mijlocul lor. Oare de ce vrea Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului său? Dragii mei, Dumnezeu nu trezește duhul nici unuia dintre noi pentru nimic altceva. Pentru că nu-l interesează nimic altceva. Pe Dumnezeu îl interesează casa lui. Îl interesează casa lui. Dar acum veți zice, ce înseamnă asta pentru mine? Luni seara, puiul ridică două degete și pune o întrebare. Zice, dar mie mai place să mă duc la schi din când în când. Acum când mă duc la schi, îl supăr pe Dumnezeu că nu zidesc casa lui? Poate tu vei zice, mie îmi place să mă duc la fitness o dată pe săptămână sau de 5 ori pe săptămână sau îmi place să fac atâtea alte lucruri care nu par să aibă nimic a face cu casa Domnului. De pildă cum o definești. Uitați-vă un pic la imaginea dinaintea dumneavoastră. Este teologia, sau dacă vreți, istoria casei lui Dumnezeu. Această istorie este ruptă în două, împărțită în două de venirea Domnului Iisus Hristos. În prima parte sunt templele de piatră, mai multe, cortul întâlnirii templului Solomon, templului Zorobabel și templul lui Irod. Domnul Iisus stătea în templul lui Irod și la un moment dat zice, stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși.
Au început să râdă cei din jurul lui. Au trebuit 64 de ani să se zidească templul acesta. Până în ziua de astăzi te duci și vezi blocuri de 12 tone din care au fost zidit templul lui Irod. Ioan vine și spune, vorbea despre templul trupului său. Dragii mei, spuneți-mi câtă înțelepciune ai putea să-i acorzi lui Dumnezeu care îl face pe om după chipul și asemănarea lui, după care vrea să locuiască în niște pietre moarte. Nu la întâmplare am fost creați după chipul și asemănarea lui. Doar noi ne potrivim pentru a-L purta pe Dumnezeu, pentru a fi templele lui Dumnezeu. A fost o vreme în Vechiul Testament când lucrul acesta nu era posibil, pentru că Duhul Sfânt nu se pogorâse încă. Și era nevoie de o perioadă intermediară. Dar noi trăim în perioada templelor vii, în templele făcute din pietre vii, din oameni. Tot ce a venit Domnul Iisus să răscumpere și să mântuiască de pe pământ este casa Lui, este mireasa Lui. Nu-L interesează nimic altceva. Nu-L interesează, dragii mei, clădirile care ne facem, nu-L interesează hainele care ne le cumpărăm. Ni le dă pe deasupra și pe astea. Dar nu pentru asta a murit. Pe El îl interesează un singur lucru, mireasa lui Hristos, cortul acela al lui Dumnezeu cu oamenii. Dacă este adevărat, trebuie să-mi pun o întrebare, care poate doare. Oare a trezit Domnul Duhul meu în vederea zidirii casei Lui? Când mă scol dimineața, care sunt gândurile care mă preocupă pentru ziua care este înaintea mea? Când seara îmi pun capul pe pernă, cum îmi fac socoterile zilei care a trecut? Ce contează? Și ce-i deșertăciune și goană după vânt? Nu sunt ușoare întrebările. Dar vreau să vă spun, tot ce-L interesează pe Dumnezeu este ridicarea, zidirea casei Lui. Și casa Lui începe în casa mea. Începe în familia mea. Dacă așa stau lucrurile, puiule, te poți duce la schi liniștit. Întrebarea este ce faci pe drum, ce povestești seara. Întrebarea este ce faci cu pietrele acelea vii din jurul tău pe care Dumnezeu ți le-a pus în brațe. Dragii mei, dintr-o dată, lucrarea creștină devine orice activitate legitimată de mandatul cultural. Mandatul cultural ține de universul acesta material cu zăpadă și schii, dragii mei. Dacă asta vă place, eu îmi rup picioare dacă merg acolo, dar asta e altă problemă. Care a fost subordonată conștient și creativ zidirii casei lui Dumnezeu. Oameni sunt pretutindeni în jurul nostru. Dragii mei, pe ei ar trebui să-i avem în vedere. Dar mă întorc din nou la casa lui din casa mea. La casa lui din familia mea. Țineți minte că de multe ori am pus înaintea voastră curba asta căsniciei, sigur că o voi discuta și în cele 5 săptămâni. Am primit-o și eu cu aproape 40 de ani în urmă. Dumnezeu mi-a făcut-o cadou printr-un prieten căsătorit de 8 ani și altul de 14 ani înaintea mea. Și mi-a spus că există o vreme de la întâlnire până la nuntă care se cheamă vremea iluziilor, că dragostea e o arbă. Apoi vine luna de miere și imediat un pic după ea urmează curba deziluziilor. Curba deziluziilor. Adică toate lucrurile încep să pară potrivnice. Am crezut că, dar au trecut 3 săptămâni de când ne-am luat și deja toate par într-o altă culoare. Cu alte cuvinte, s-a schimbat complet contextul, a dispărut bucuria aceea pe care o așteptam de 100 de ani și întrebarea mea este cum zidim casa Domnului în acest context care pare ostil? Nici atunci n-a fost altfel. Dragii mei, cu siguranță că există și o nădejde, pentru că Dumnezeu nu creează lucruri strâmbe și neterminate. Dar vreau să vă spun că în toate familiile există greutăți și probleme. Există greutăți și probleme care pot înmuia inima și o pot înfricoșa și putem abandona ridicarea casei Domnului. Pot abandona. M-am săturat de copiii mei. Știți ce am zis și eu de multe ori? Încă un pic și scap de ei. Da? Se mărită, se însoară. Da, de unde? Mi-au adus și alții. Da? Uite aici. În loc să am probleme cu 3, am probleme cu 6.
Și nu se gata niciodată. De ce? Pentru că Dumnezeu ne ține în acest șantier în care se zidește casa Lui. Domnul trebuie să trimită de multe ori pe prorocii săi în astfel de momente când am lăsat mâinile jos, ca să retrezească Duhul lui Zorobabel și Duhul lui Cir, să pun mâna pe mistrie și să încep să zidesc casa Domnului de dragul Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De câți ani de zile ai mâinile lăsate jos, ai abandonat lupta, ai întors spatele nevestei, unul doarme așa, altul doarme așa, vorbesc dimineața la micul dejun, bună dimineața, și se duc la servici și vin cu noaptea în cap ca să se vadă doar dormind. Câte din familiile din biserica noastră sunt pe punctul frângerii, a ruperii? Dragii mei, pentru voi a venit vremea? Să locuiți în case căptușite cu lemn, să alergați de dimineața până seara, după deșertăciune și goană, după vânt. A venit vremea. Toate astea le veți lăsa aici, le vom lăsa aici. Un singur lucru a venit să mântuiască Dumnezeu. A venit să mântuiască casa Lui, care e făcută din copiii mei, din soția mea, din soțul meu, din oamenii din jurul nostru. Da, dar veți zice, niciun proroc nu-i prețuit în patria lui. Așa-i, așa-i. Dragii mei, și eu am încercat să vorbesc cu nevastă mea și când mi-am deschis gura, mi-am mușcat limba, pentru că am știut că n-am cu cine vorbi. Dar și ei s-a întâmplat la fel. Și ce faci în astfel de situații? Le trântești toate de pământ ca și Zorobabel și Ezra pentru că ți s-a muiat inima, ți s-a înfricoșat, zicea, băi, cu femeia asta oricum nu o scot la capăt în niciun fel. Și te îngropi în deșertăciunea acestei lumi? Nu. Vreau să spun dimineața asta, curaj. Dacă pe inima ta e lucrarea lui Dumnezeu și dacă pui mâna pe mistrie, spre slava lui Dumnezeu, El însuși vine de partea ta. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Interesant că abia încep lucrările și câteva luni mai târziu Dumnezeu îl trimite pe Zaharia. El știa cine-i Hagai și știa că au nevoie și un pic de Zaharia. Zaharia vine la zahăr, da? Sau de la miere, sau spuneți voi cum la el, ungerana. Și stă de vorbă cu prorocul, un înger, și îl trezește ca dintr-un somn, spune capitolul 4. Zaharia, ce vezi? Eu am spus. M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur. Deasupra lui sunt niște vase cu un de lemn, 7 candele cu 7 țevi pentru candele. Sunt în vârful sfeșnicului. Și de o parte și de alta sunt 2 măslini, unul la dreapta, altul la stânga. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului, ce semnează lucrurile acestea? Observați, era doar temelia pusă, abia s-au apucat să zidească. Ce tu sfeșnic? De unde sfeșnic? Sfeșnicul îl pui într-o casă terminată și toate celelalte. Deci, în mod evident, viziunea arată într-o anumită direcție. Ce semnează lucrul acesta? Îngerul a luat cuvântul și a zis, ce nu știi? Ce semnează lucrul acesta? Nu, domnul meu. Acum uitați-vă puțin la ce vede prorocul. Vede un sfeșnic cu totul de aur, vede un vas cu un de lemn, vede 7 candele, vede 7 țevi pentru candele, vede 2 măslini de o parte și alta. Vede niște obiecte. Ce semnează lucrul acestea? Dacă n-ar fi tălmăcirea îngerului, nici eu nu v-aș putea spune ce semnează lucrul acesta. Dar versetul 6 continuă. Atunci, apoi a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Citiți cu mine ce urmează. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Care lucru? Să ne întoarcem înapoi la origini. 539, edictul lui Cir, care cuprinde o dorință, rezidirea casei Dumnezeului Cerului și al Pământului din Iuda de la Ierusalim. Vine poporul, 40 ceva de mii de oameni, pun altarul la mijloc, pun jertfele pe altar, anul următor așează temelia, după care 18 ani, toată lucrarea moare. Trebuie să vină Hagai cu biciul, Zaharia cu încurajarea. Versetul 7. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Știți ce-i muntele mare? Toate circumstanțele ostile în care se aflau.
Toată lipsa de bunuri materiale, lipsa de finanțe, de oameni, de mână de lucru, un munte mare înaintea lui Zorobabel, Dumnezeu vorbește, pentru că El vrea să fie zidită casa. Toate se vor preface într-un loc șes. El, Zorobabel, va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, adică în edificiul terminat, în mijlocul strigătelor, îndurare, îndurare peste ea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mâna lui Zorobabel a întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Mâna lui Zorobabel a întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acești 7 vor privi cu bucurie cumpăna din mâna lui Zorobabel. Acești 7 sunt ochii Domnului care cutreieră pământul. În imaginea următoare aveți istoria, sute de ani de istorie. Dragii mei, de-a lungul întregii perioade a tuturor domniilor și împăraților, împotrivirile n-au încetat. Cu toate acestea, în mijlocul împotrivirilor se zidește casa Domnului. Pentru că s-au schimbat circumstanțele? Nu. Pentru că s-a schimbat inima. Pentru că s-a schimbat inima. Sâmbătă am avut un decor interesant înaintea noastră. Aici era un catafalc cu un coșciuc pe el. Tot negru. Toți oamenii în negru. Am avut o mormântare. Și ne-a lucrat și mi-a trage atenția că nu se prea potrivește decorul din spate. Trebuie să zic ceva de el. Aici este tot nunț și mir și mirese și altar. Și aici era un coșciug cu o mireasă în el. Sunt și uitându-mă la toată povestea, am zis, incredibil. În fiecare duminică ar trebui să aducem un catafalc aici. Și în fiecare duminică să punem pozele de la altar. Observați, mâna lui Zorobabel a început și tot mâna lui o va termina. Nu că el și-a omorât nevasta, nu în sensul acesta, ci Dumnezeu a gândit familia să dureze până la moarte. Uitați-vă la lumea în care trăim. Vin tineri la altar și rostesc după mine, Tatăl meu care ești în ceruri, eu Beniamin fără gău, în prezența ta, spre slava ta, ca și cum mi-a spune, mai repede, mai repede, să scăpăm de povestea asta, ne interesează altceva. Dar aici, la altar, în numele Domnului, rostești un jurământ și spui, te rog să mă ajut să pot iubi, cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Nu tribunalul, nu mama, nu tata, nu vecinii, până când moartea ne va despărți. Dragii mei, dacă lucrezi cu Domnul la zidirea casei Lui, ce ai început la altar, vei pune în mâna Lui Dumnezeu ca un lucru terminat, vei pune cu mâna ta piatra deasupra și vei zice, Doamne, ți-aduc înapoi ce mi-ai dat. Și abia aștept să-i calci pe urme la nunta mirelui ceresc. Ce superbă imagine în ciuda tuturor lacrimilor. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu nu se oprește din pricina contextelor exterioare. Nevastă mea e somnuroasă, a luptat toată noaptea și ridică glasul și trântește lucrurile și bărbatul meu mai bine joacă poker decât să vină să grijească de copii. Nu. Lucrarea lui Dumnezeu se oprește că s-a întâmplat ceva cu inima mea. Mi-am lăsat-o înmuiată, mi-am lăsat-o înfricoșată, am pus armele jos, am abandonat. Și vreau să vă spun că lucrarea lui Dumnezeu în Ezra nu continuă și nu se termină pentru că s-au schimbat circumstanțele, ci pentru că Duhul lui Zorobabel și al lui Ezra s-au lăsat trezite din nou de Hagai și Zaharia, de prorocii Domnului. Cu alte cuvinte, mă pot ridica în dimineața aceasta, indiferent care e situația în familia mea, și pot spune cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Voi putea spune, Doamne, mă dau Ție să-mi schimb inima. Și vreau să vă spun că într-o ecuație, când schimbi un termen, se schimbă rezultatul. Soluția nu e niciodată să schimbi pe celălalt, să schimbi circumstanțele. Soluția este să ai curajul, să asculți de Dumnezeu, să faci ce-ți cere Dumnezeu, indiferent cum ar arăta lucrurile în jurul tău. Dar o ultimă întrebare,
cum se zidește casa lui Dumnezeu. Dragii mei, să știi că nu punând mâna pe bistrie zidești, repornești lucrările, ci făcând un pas mai aproape de Domnul, lăsându-ți inima schimbată, reîndrăgostindu-te de Dumnezeu, indiferent ce face celălalt. Asta s-a întâmplat și atunci. Când a venit prorocii și au ascultat cuvântul Domnului, s-a trezit Duhul lui Zorobabel, s-a trezit Duhul lui Iosua și dintr-o dată tot poporul s-a pornit după ei și casa s-a terminat. Dați-mi voie să citesc un text din Noul Testament. Când lucrurile se frâng într-o familie, când se pare că s-au oprit lucrările zidirii casei lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte de cuvintele lui Pavel. Dar acum în Hristos, Efeseni capitolul 2, versetul 13 în jos. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui. Ce preț imens pentru vindecarea noastră! Căci El este pacea noastră care din doi a făcut un singur trup și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrășmășia dintre ei. Poate că n-ai vorbit de săptămâni cu nevastă-ta sau cu soțul tău sau cu părinții tăi. Prin trupul Lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orând. Am dreptate, ba eu am dreptate. Dragii mei, astea sunt date deoparte în trupul lui Hristos ca să facă din cei doi un singur om nou. Un singur om nou făcând astfel pace. Și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce prin care ne-a mâncit vrășmășia. El a venit astfel să ducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții și unul și celălalt avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar voi nu mai sunteți nici străini, nu trebuie să dormiți unul în spatele celuilalt, să nu vă vorbiți decât la micul dejun, în fugă să scăpați unul de altul. Așadar nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul lui unghiului, fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea, toată familia, bine închegată, crește să fie un templu sfânt pentru Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al Lui Dumnezeu prin Duhul. Dragii mei, mă întorc la dilema care trebuie să o rezolvi în dimineața aceasta, în tine și tu și eu. Împărăția mea sau împărăția Lui? Casa mea sau casa Lui? Dar dacă e casa Lui, nu e așa că trebuie să mă intereseze confortul Lui și nu dreptatea mea sau confortul meu. Dacă noi suntem zidiți împreună să fim un templu sfânt pentru Domnul, n-ar trebui să fie prima noastră preocupare ca El să simtă bine între noi, să se bucure de noi? Dragii mei, când eu pricep lucrurile acestea, ascultați cum sună acum texte care le cunoașteți, bărbaților. Iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestelor. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. De dragul Lui? Nu, de dragul Domnului. Confortul Lui, nu confortul nostru. Templul s-a rezidit. Nu pentru că s-au schimbat circumstanțele, ci pentru că s-a schimbat inima. Familia ta se va rezidi, nu pentru că s-au schimbat circumstanțele. Și știu că în adunarea noastră sunt oameni care suferă mult în familiile lor. Dragii mei, chiar dacă nu se schimbă circumstanțele, dar se schimbă inima mea, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Cine va fi împotriva noastră? O ultimă întrebare. Închide ochii și răspundeți la ea.
Eu ce fac? Zidesc casa Domnului din casa mea sau o dărâm? Sunt nenumărate lucruri prin care o pot face praf. Dar ascultați ce spune Scriptura. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și acest templu sfânt sunteți voi, spune Pavel. Amin.